7 aprilie 2017, 25 de ani de la crearea brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Fiecare eveniment sărbătorit de Armata Națională reprezintă un moment de bucurie și satisfacție. Astăzi ne oferă un prilej de a-i cinsti pe toți cei care de-a lungul celor 25 de ani au depus eforturi imense pentru apărarea patriei, legându-și destinul de gloria poporului moldav. În această zi aniversară aducem profunde mulțumiri celora care au pus piatra de temelie a brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova. Sărbătorim astăzi 25 de ani de la crearea brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova, îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, dar și curajul demonstrat în timpul executării misiunilor de la crearea brigăzii și până în prezent sunt o dovadă elocventă că unitatea care astăzi se află la cea de 25 aniversare, este cu adevărat scutul de nord al țării. Această sărbătoare constituie pentru noi, cei care îndeplinim serviciul militar în brigadă, atât un prilej de mândrie și satisfacție profesională. Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova este prima unitate al Armatei Naționale, depunând jurământul de credință Republicii și poporului său la 10 aprilie 1992. Au trecut 25 de ani de la declararea independenței, 25 de ani de la formarea Armatei Naționale. Ne-au fost sortite timpuri și mai bune și mai grele. Boieri, curte, v-am adunat aici ca să stați moștenire atunci când noi mai fi eu. Au trecut 47 de ani de când Moldova ne-a ieșit înainte cu mitropolit, iegumeni, boieri, răzești și țărani. Brigada 1 Infanterie Motorizată sărbătorește un sfert de veac de existență. Ne exprimăm toată admirația pentru calitățile profesionale militare a celor 12 comandanți de brigadă care au înscris de-a lungul anilor o pagină semnificativă în cartea istorică a acestei unități militare.